Slăviți să fie Domnul! Eu vă văd în modul cum văd eu, dumneavoastră mă vedeți cu o de carne. Nu-i minunat că vă puteți încă folosi ochii aceștia? E minunat? Da să vă vedeți copiii în adunare. E minunat? Da să-ți miști mâinile, să-ți picioarele. Doar cel minunat poate să facă lucrarea aceasta. Ca toate mădularele tale să funcționeze perfect ăsta e Dumnezeu care ne-a iubit. Eu sunt uh, foarte recunoscător că n am găduit mai mult peste mine. Doar mi-am pierdut vederea. Întotdeauna uh, când mă întâlnesc cu câte unul care îmi plânge de milă, vai frate, puiu, numai ca tine să nu fiu. Zic, auzi, auzi du-te la altul și plânge-te la el dacă vrei, să-l vezi pe la care curge cancerul din el pe toate găurile, pe ăla să-l plângi, pe mine nu. Eu am o mare bucurie că picioarele încă mai aleargă, gura încă poate să mai vorbească că Isus Hristos este viu și încă mântuiește oameni. Amin? Amin? Pe muntele Tabor, Domnul a urcat cu trei ucenici, Ioan, Iacov și cu Petru. Acolo, la schimbarea la față, Biblia spune că au mai venit încă doi Moise și Ilie. Ați vrea să vă închipuiți această imagine din locul acela, de pe muntele acela. De o parte, ucenicii din Vechiul Testament. De altă parte, ucenici, ucenicii din Noul Testament. Doamne, ce vrei tu să ne spui cu această imagine? De cine să ascultăm? De ce este scris în Vechiul Testament? De ce este scris în Noul Testament? Au zis ce s-a auzit pe acel munte în ziua aceea. Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Doamne, nu de prea fericitul nu de papa de la Roma, nu de președintele cultului, de Isus Hristos să asculți. Că ascultarea îi place lui Dumnezeu, dar neascultarea este pedepsită. La toate cele șapte biserici din Apocalipsă, Domnul le transmite un mesaj și la sfârșit le spune, cine are urechi, să asculte ce zice Bisericii Duhul. Nu s audă, că au zis că cu ăsta stăm cum stăm, cu ascultarea stăm tare prost. Doamne, pune în biserica ta Duh de ascultare. Pune în fi și fiice Duh de ascultare. Aia bătându mai mai tare că la nu prea. Doamne, fă să ascultăm de tine. Amin. 70 de ucenici au fost trimiși în lucrare când s-au întors ăștia plini de bucurie îi spuneau Domnului ce s-a întâmplat, pe unde ei s-au dus. Și spuneau ucenicii, Doamne, fii ce se întâmplă, pe unde ne-ai trimis, dracii ne sunt supuși, bolnavii se vindecă. Și Domnul nu i-a contrazis, le-a spus, da, v-am dat puteri să călcați peste șerp și scorpion și peste toată puterea vrăjmașului. Dar nu de asta să vă bucurați, Doamne, de ce vei Tu să ne bucurăm în seara aceasta? Că au venit frații ăștia de la Unedoara, că au venit nu știu ce prieteni pe aici prin adunare. Auziți ce scrie în Biblie? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Sus în ceruri. Nu-i mare Dumnezeu? Eu știu că astăzi sunt prieteni aici în adunare. Am chemat și o verișoară de-a mea, sper că e pe aici. Să le scrie Domnul numele în cartea vieții. A tot, pe toți aceștia Domnul se adauge la oștirea celor mântuiți. Amin? Amin? Mărturia nu este o știre, mărturia este însă și a făcut Domnul Iisus pentru fiecare dintre noi. Nu am venit la dumneavoastră să mărturisesc mizeriile care le-am făcut de a cu vieții mele, eu am venit să mărturisesc doar ce a făcut El pentru mine. Iisus Hristos pentru mine și pentru toată casa mea, glorie Lui! Anul 90, mama mea a început să, coche să cocheteze cu pocăiții, pe toți din casă ne deranja lucrul acesta. Eu chiar plecam în amată înainte de 90 și o vedeam pe mama mea că mai dădea o câte un pocăit și îi spuneam, mame mele, ai grijă de ce faci. Nu ne făneam de rușine. Noi suntem cu Hristos. Zice, păi și cu Hristos. Păi zic, dar nu ne le noi de religia noastră ortodoxă. Asta e o mare rușine. Zic, nu se poate. Eram așa foarte tradiționalist. Dar cu toate că aveam treabă cu Hristos doar la pași și la Crăciun, să zic așa, eu mă dădeam destul de religios, să zic, pe linia aceasta, deși mama mea a început să, să schimbele multe din viața ei. Multe! Ea fiind din părțile Oltenii, de la lingură și până la balama și de la fereastră până la perete, drăcuia cam tot. Adică nu scăpa nimic nedrăcuit, bineînțeles și noi. Și vedeam că, de fapt, casa noastră nu o să propășească, mergea din greu în mai greu. Pentru că n-ai cum să propășești când nu binecuvântezi. În Biblie scrie că în limbă stă și binecuvântarea și blestemul. Binecuvântați și veți fi binecuvântați. Amin? Amin? În fine, ea a început să schimbe anumite aspecte și mă miram, bă, uite că mama mea nu mai e drăg cu ea, a început să se postească, să se roage. A, în fine, am plecat în amată. Când m-am întors din amată, mama ne-a dat, uh, ne-a zis la toți, bă, am hotărât să fac pasul pe pocăiță. Taică-mă direct, au fost și a spus, Ileana, dacă te pocăiești, eu divorțez de tine. În noaptea aceea, imediat după ce s-a întâmplat când i-a spus lucrul acela, el a avut un vis. Un bărbat a venit la el îmbrăcat în haine albe și a zis dacă nu o lași să se pocăiască, te lovesc. Și el când s-a trezit, a zis, auzi, fă ce vrei, eu nu mă pun la chestia asta. Facă Dumnezeu ce-o vrea. Și Dumnezeu a făcut ce-o vrut. Eu, mai împotrivitor, eram cum spunea Pavel acolo, bajocolitor, hulitor, ce vreți dumneavoastră, îi spuneam, ticule, nu ce da, nu te lăsa, nu, nu lăsa să facă lucrul acesta. Mă luptam între cei patru copii, eu eram cel mai împotrivitor. Însă ea n-a ascultat, a făcut pasul, dar am văzut imediat schimbarea din casa noastră. Lucrurile începeau să, să funcționeze, pâinea parcă era mai multă, parcă mâncarea era mai multă, totul se schimba în zi cu zi și spuneam, mă, o fi ceva cu lucrul acesta. Însă mă deranja foarte tare rugăciunea pe care o făcea, mai ales seara, noaptea. Se ruga foarte tare. Eu veneam din schimbul doi de la Sevici, din combinatul din Unedoara, și o găseam pe genunchi cum se ruga și îi spuneam des, barjocorinul cu ăsta, ce Dumnezeu tare de ureche ai. Păi nu te aud de când te rogi? Ce tot strigi atâta? Eu nina știu că în Biblie scrie că Domnul Isus se ruga cu strigăte mari. Dar e așa se ruga și ea. Numai că acolo mai scrie că era ascultat din pricina? evlaviei. Asta trebuie să umblăm și noi, să fim oameni zmeriți plini de evlavie. Amin? Amin. Nu doar o formă de evlavie, că o grămadă de pocăiți de noștri umblă cu o formă de evlavie, una sunt în biserică și una acasă. Doamne, ajută-ne să fim lumină. A spus toți? Amin. Amin. Doamne, ajută-ne să fim lumină. Amin. Ca prieteni și să se pocăiască, noi trebuie să fim lumină. Amin? Amin. Am avut prima întâlnire cu Dumnezeu în anul 90, când m-am eliberat din armată, eram aproape de primăvară câte luna mai, lucram în oțelăria din Uredoara și eu, într-o hală, am văzut un tânăr, pe nume Tincu Romeo, lucra ștanța, o probă de metal, dumneavoastră, și aici ați avut combinații de logic, era la o masă de ea și avea o probă și punea niște cifre pe ea. Eu când l-am văzut bucuros, m-am dus repede către el, fost coleg de școală, în general, în liceu, în armată, peste tot a fost cu mine băiatul ăla, bucuros, zic, nouă romică, că nu mă întâlnit să câteva luni cu el, aveam mai multe întrebări să-i pun. Când am ajuns cam la 3-4 metri de, de el, l-am strigat, romică, când s-o întreb, între mai trăiești? Dar în momentul când am spus cuvântul, mai trăiești, aici, după cap, ca și cum m-a împins ceva cu podul palmei, în față, așa. Eu m-am întors să văd cine m-a împins, nu era nimeni, însă trupul ăsta pe care dumneavoastră îl vedeți, a început să tremure necontrolat. -ne 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 ca o groază a așa în mine, o frică puternică, puternică și tremuram din toate colțurile, din toate încheieturile, cu toate că era destul de cald acolo în locul acela și el m-a văzut, zice, puiu, ce cu tine? În momentul când mi-a pus întrebarea asta, aici înăuntru capului meu, o voce, o strigat foarte puternic cuvântul, pleacă. Zic, lomică, eu nu știu ce mi se întâmplă, dar acum e musa, e să plec, mă duc, dar mă întorc mai târziu tot mă uitam în stânga, dreapta, mă uitam pe sus, tot aveam impresia că mai lângă mine și nu pot vedea. Urcând scările cam 60-70 de metri de locul acela, aud o bubuitură, foarte puternică. M-am și așa, zic, ce că m-am întors, era praf în toată hala, când s-o liniști praful acela, am văzut ce s-a întâmplat. Un cârlic de vreo 700 de kilograme. Ăsta era la o macara, chiar noaptea care te să lăcătuși și schimba să funile de pe rolă, au pus funii noi, însă uita să pună limitatorul. Macaragiu nu o dat pe ridicat cârligul acela, de fapt cârligul ăsta a intrat sub o oală care bascula oala. Era mai înalt ca mine, v-am spus, peste 700 kg și când Macaragiu o dat pe ridicat, s-a dus până sus în tambur, s-a desfăcut de pe rolă și a căzut cârligul ăsta de la aproape 30 de metri înălțime, a lovit o oală de oțel, Asta am auzit o izbitură aceea, când o lovit oala aceasta, o ricoșat câligul de acolo și s-a dus direct în capul acelui tânăr. L-a omorât pe loc. Pe băiatul ăsta de 21 de ani, eu nu vă spun cum a murit. Cum a arătat capul lui, pieptul lui, cum l-a prins, l-a sfârmat bucăți. Dar acum vreau să vă spun ceva. Eu priveam la mormântarea aceea, am plâns cum n-am plâns nici când a murit tatăl meu, care a murit destul de tânăr, Mă uitam la sigriu acela și îmi puneam întrebarea Cine mi-a vorbit? Vocea care mi-a zis să plec Eu vreau să vă spun la toți care sunteți azi în adunare Inclusiv prietenii care sunt în adunare Dumnezeu vorbește Dumnezeu vorbește Când într-un fel, când în altul Numai că omul Așa scrie în Biblie, nu ia seama Noi vedem mâna lui, dar nu seamă. seama Atunci când vocea mi-a zis să plec Eu eram între oală și el dacă cârligul ar fi căzut, doar vreo două, trei minute înainte. Sigur m-a și pe mine, probabil și pe el. Forța cu care îi zbi cârligul acela. Eu am avut șansa să rămân în viață. N-am fost mai bun. Hristos a vrut să se întâmple așa. E mare Dumnezeu. Lucrează și astăzi? Face miracole și astăzi? À... N-au trecut multe luni de la evenimentul acela care m-a marcat și m-a luni întregi, mă trezeam că plâng din senin așa și mă gândeam la el și am spus de ce eu am rămas și el a plecat. Tot timpul mă măcina întrebarea asta și maică-mea, în timpul ăsta mă, sufoca, că avea un mod de a predica și a de, am vorbit despre Hristos care mă sufoca, adică trebuie să fiți puțin înțeles la anumite persoane cum comunicați și cum îi vorbiți despre uh, Isus Hristos. Să știți că nu toți sunt la fel. De aceea rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea lumină întotdeauna când vorbiți cu un om care este în fața dumneavoastră ca Hristos să-i miște inima. Amin? Uh, la câteva luni, Trebuia să fac o reparație la cald, la o cameră de zgură se numea, pe, ca să aveți o idee, pe o înălțime ca în etajul 2, unde trebuia să ajung eu pe bolta aceea. Normal, pe înălțimea asta, pe verticală, era scara protejată de o bară rotundă, așa, în spatele meu. Dar, ea era acolo, mai că era îndoită într-o parte, lovită tot de un braț de macara, nu a mai fost trasă să fie pusă la loc. Maestrul meu mi-a cerut: Pui, du-te sus să vezi ce s-a întâmplat pe cioc căzut acolo, căzută bolta, și am luat niște mănuși și am intrat acolo sub plafonul aceea, unde era și o, o vană, unde se curgea, curgea zgura din cuptoarea acelea Simes Martin, și m-am dus uh, să văd, să văd care, că, cât s o rup din bolta aceea. Și urcând scările în viteză, când am pus mâna stângă sus pe ultima bară, mi a dat drumul la mâna dreaptă și mi-a scăpat mâna. Ce s-a întâmplat? Sus pe bara aceea cineva a pus vaselină. Un gemotoc de la eu, exact când i-am pus mâna. Nevăzând, era un bec în fața mea când am urcat cu capul peste boltă, lumina m-a puțin în ochi și eu n-am văzut grămada de vaselină și am pus mâna în ea și n-am mai pucat cu dreapta să mă prind. Am căzut pe spate cam de la etajul 2. Jos erau niște țagle de metal și niște boiandruși de beton. N-am căzut nici pe beton, nici pe țagle de metal. Am căzut pe un furtun. Făcut colac, așa ridicat aproape la un metru înălțime, cu șezutul exact în mijlocul lui. Nici dacă îl puneai cu mâna, nu cădeam atât de bine. Că mă ziceau, unul, bă, puiul o căzut în cuib. da, ca un cuib, așa. Dar mi-a amortizat toată căderea, cu toate că spatele m-a câteva luni. Cert este că a rămas, adică fără sechere, că putea să paralizez, să mor acolo, nu știu, de la căzătura aceea. Când m-am ridicat de pe el, m-am uitat la furtun și m-am uitat de unde am căzut. Așa m-a trecut un fior, și m-am uitat din nou la furtun și apoi m-am întors pe vana de zgură. În secunda aceea mi-am adus aminte că înainte să urc pe cuptor, ochii mei s-au pironit pe furtunul ăsta. Pentru o fracțiune de secundă. Numai că nu era sub scară. Era la 5 metri distanță minim de scară lângă vana de zgură. Pentru că era un furtun pus special pentru a o da zgura din, din vana aceea. Și acum era sub scară. Știți era frumos? Zmuls din țeavă și pus aici. Eu m-am uitat în dreapta, în stânga, adică zmuz din țeava de apă, spun. M-am uitat în stânga, în dreapta, niciun om. Eu vă întreb pe pocăiții din biserică. Cine a mutat furtunul de acolo, aici? Pe păi unii nu putea să urc pe scară din cauza volumului care îl avea furtunul ăla. Trebuia să calcă în el, apoi peste el să ajung la scară. Eu vă întreb, cine a mutat furtunul? Și ce scrie în Biblie? Îngerii Domnului băresc în jurul celor ce se tem de el. Și ce face? Îi scapă din primeștea. Păi eu la vremea aceea nu prea aveam nicio teabă cu Dumnezeu, să zic așa, dar în casa mea exista cineva care se temea de Dumnezeu. De aceea, noi, eu mă consider încă tânăr, hai să zicem tineri și ce, ca aproape de vârsta mea, să ne rugăm pentru părinții noștri. Să binecuvânteze Domnul toate mamele care se roagă pentru pruncilor. Că eu cred că datorită rugăciunilor mamei mele, eu sunt azi încă în picioare, încă întreg, pentru că El m-a iubit tare de multe ori m-a chemat pe mine Domnul ca să mă pucăiesc și eu, tot n-am vrut. În fine, m-am căsătorit, am plecat casă, din casa părintească, când m-am mutat de acolo, am zis eu, ușurare, scap de tine. Însă, am făcut o greșeală, să zic eu așa, cu ghile m-am mutat într-un bloc, vis-a-vis -vis de blocul mamei mele, doar o parcare de despărțea. <laughs> Pentru ea era un prilej excelent de a veni în continuare la mine, tot cu Biblia după, sub braț, mereu când vedeam că intră cu Biblia, zic, nu, no, evangelizare. Mereu îmi vorbea despre Domnul Isus și despre lucrări, prorocii, tot cu mine avea lucrări. Ia uite ce a zis Domnul despre tine, auzi? Și zic, măi mă, mică, dar despre ăștia trei n-ai avut nicio lucrare? Nu despre mine ai lucrări? Zic, nu știu, cu tine Dumnezeu are un plan. Tot cu mine. Și iar zice, hai să spun ce cuvânt mi s-a deschis. Când vorbea de cuvânt, mă, duhul la din mine, al întunericului se răzvătea foarte tare. Și spuneam, auzi mică, și rețineți Cuvântul ăsta eu îl adresez, mai ales tinerilor din biserica asta. Ce îi spuneam eu mamei mele? Și foarte des foloseam cuvântul ăsta. Dispari dinaintea ochilor mei și tu și Biblia. Să nu vă mai văd. Domnul care -a auzit, o auzit s-o la mine. Cum ai zis eu? Că nu vei să mai vezi pe maic, da. Dar ce zici de o promoție pentru tine? Nici nevasta, nici copii, pe nimeni. Ce zici de oferta mea? Că Domnul răspunde. El aude și răspunde. Dacă eu cu gura mea mi-am adus blestemul, să zic așa, să știți că a fost doar vina mea. Doar vina mea. Că eu spuneam cu gura să nu vă mai văd. N-am citit Biblia niciodată. Eu doar aud eu. Am, am învățat-o, să zic așa, am încercat să o memorez. Aș da... Poate tot ce am să pot citi o dată cartea asta. Măcar o dată. Dar aș da și o bucată din trupul meu, măcar să-mi văd familia pentru o zi. Să-mi văd soția, să-mi văd copiii. Dați glorie lui Dumnezeu că aveți harul acesta azi în adunare. Dați harul acesta. Nu ocoliți cartea aceasta. Cartea aceasta, Biblia spune clar. Poporul pierde din listă de cunoștință. Cine nu cunoaște Biblia, nu are cum să-l cunoască, să, să cunoască pe Hristos. N-are cum să-l cunoască, să cunoască căile lui. Eu abar n-aveam de cuvântul Domnului că un om religios, doar religios, nu era un creștin autentic. Adică un creștin practicant. Că asta se împartă creștinii de astăzi. Practicanți și nepracticanți. Facă, Domnul, toți prietenii care sunt aici, Hristos să le inunde inimile în seara asta. Să practice Evanghelia aceea, să o trăiască și să o împlinească. Amin? Cum am zis cu gura mea, s-a întâmplat în ziua de și noiembrie 2005. Este ultima zi în care ochii ăștia pe care dumneavoastră îi vedeți, am mai văzut lumina de afară. Am să vă spun cum s-a întâmplat ziua aceea, eram pe o canapea, mă uitam pe un hol, în camera cealaltă, într-un pătuț, era băiatul meu cel mic, care avea un an și câteva luni. Acum are vreo 17, face 18 în august. Mă uitam la el, se juca într-un pătuț, Dintr-o dată îl văd pe pruncul meu ăsta mic, întoarce capul spre stânga, face ochii mari și începe să țipe. S-a oprit cu mâinile de pătuți, s-a ridicat în, în piciorușe și așa și-a întins mâinile peste păduți, dar nu-și mișca ochi, uh, capul din stânga. Tot se uita, mă, în gândul meu, ce au văzut de s o așa? că e o pasăre pe geam, că acolo știam că peretele era doar de la draperie și geamul. Și am dat să mă ridic de pe canapea, să mă duc repede să-l iau în brațe. În momentul când m-am ridicat de pe canapea, aici în frunte, ca și cum o izbit cineva cu un pumn. pe cum am împins înapoi, pe, pe canapea, ca și cum am fost un zid nevăzut înaintea mea. Pe umeri am simțit o greutate, cum ar fi o haină de plumb până în picioare, greutatea aceea. Uh, un rău. O intrat în stomacul meu, în burtă, parcă se răscolea un foc și mă încovoia. Dar greutatea, eu nu vă pot descrie, parcă că eram 200 de kg de ciment cu mine încerca să mă apropii de camera pruncului și picioarele nu mă mai ascultau. Deci nu mai puteam să înaintez. Parcă ceva nevăzut era înaintea mea și mă împingea înapoi. Când am ajuns cam la 2 metri de pătuți, aud o voce. Pentru a doua oră în viață. Vocea de data asta vorbea dintr-un perete, chiar de lângă fereastră, de fapt copilul meu acolo se uita. Și vocea mi-a zis de două ori. N-ai să-l mai vezi, n-ai să-l mai vezi. Când s-o repeta cuvântul a doua oară, am văzut doar culorile de pe mobilă, de pe hăinuțele lui, de pe hainele mele, schimbau nuanțele și curgeau capa. Parcă erau vii. Dar de decurs de 4-5 ore s-a întâmplat așa, cam la ceasul al șaselea totul s-a făcut al negru, adică nu mai, era, nu, existau, nu mai existau culori, și în al șeptelea ceas totul a început să se estompeze, să se stingă și s-a făcut negru. Absolut tot negru. Atunci mă zbăteam așa să, să rezist și să mai suflu, am intrat în comă, am fost dus la spital, intram în comă și mă trezeam, intram și medicii, șapte medici la număr au venit pe secția aceea să mă salveze, mă resuscitau, că mă trezeam, mă băgau perfuzii, vorbeau cu mine, zice, ce ai băut? Toate simptomele tale arată că ești otrăvit. Ai băut alcool metilic? Zic, eu auziți, eu am lucrat în combinat, știu ce înseamnă alcool metilic. Eu nu consum băuturi de la oricine. Toate băuturile le consum din comerț. Un singur, o singură băutură uh, îmi convenea la vremea aceea. Eu eram băutor de, uh, uh, băuturi de șatar. Și le-am spus ce consum și au spus: Nu poate fi asta, poate e altceva. Uh, și zic, mai e ceva. De trei zile eu n-am pus alcool în gură. Asta mai multe bătaie de cable uh, A Au luat analize la sânge, le-au trimis la mai multe laboratoare, unul din ele în Paris. Uh, ei așteptau să găsit, găsească în sângele meu toxina asta. N-au găsit-o niciodată. Rezultatele au venit negative și de dincolo. Am fost trimis la Cluj, la București, în Statele Unite, în Los Angeles, în Sacramento, chiar un păstor pe nume Moise Gaudem de a dus el la oftalmolog și noi și din cabinet până nu au auzit răspunsul de la oftalmolog. Adică parcă nu-i venea să creadă că eu nu văd. În fine, medicii n-au găsit cauza bolii mele niciodată. Și mi-a dat un diagnostic că o trebuie să mă pensioneze. Dar eu vreau să vă pun o întrebare. Și-ar vrea să zică amin, doar cine crede, cine nu, să tacă. Credeți că Dumnezeu mai vorbește și astăzi? Amin. Mai vorbește Domnul și astăzi. Să știți că Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu în 2006 m-am întors la Domnul, în 2007, în februarie, la noi, la doar a fost tăruință după Duhul Sfânt. În cele două săptămâni de stăruință n-am primit două sfânt. Foarte supărat am acasă. Eu mă rugam foarte mult în vremea aceea, mai ales noaptea, și am zis în rugăciunile mele, Doamne, eu sunt foarte confuz. Nu știu dacă existi cu adevărat, cu toate că văzut să nu văd câteva vedenii, dar vreau să înțeleg ceva legat de lucrarea asta cu botezul cu două sfânt. Eu am impresia că penticostalii ăștia copie vorbirea în limbi unul de la altul. Și eu zic, eu nu mă mai duc la stăruință, eu de acum vreau să aștept aici, în casă, la mine, botezul cu Duhul Sfânt. Și am făcut cu Domnul un tratat, sau cum vreți dumneavoastră, o negociere. Și am zis așa, Doamne, eu stau înaintea Ta, intru în poșul rugăciune, pentru că știu că nu sunt atât de curat. Dar când vei găsi de cuvință și că vei găsi vasul meu curat, vreau originalul. Nu vreau o lucrare falsă. Dacă tu botești astăzi cu Duhul Sfânt, să cobor și la mine să mă botez cu Duhul Sfânt, dar nu oricum. Vreau să faci lucrarea asta noaptea în vis. Așa în jurul Domnului. Dar nu cu gura. N-am deschis gura. În Duhul. Doar eu cu el. Că un bătrân m-a învățat eu. Nu zic cu gura. Lasă doar gândul că acolo doar Hristos intră. Și așa m-a rugat. Botează noaptea în vis. Și am intrat în post. Timp de șase luni săptămână de săptămână eram 3 zile înaintea Domnului, dacă am rezistat și am putut să fac lucrul ăsta, este doar slava lui Dumnezeu. El mi-a dat putere. Orice lucrare care o veți înaintea Domnului, intrați cu poșul găciune și veți avea rezultate. Amin? Pe data de 31 august, noaptea, am avut visul acesta, 2007. Am văzut un munte înalt alb. Soția mea, la câțiva metri înaintea mea, mergea pe muntele ăla. Eu după ea, când am ajuns lângă muntele ăsta, la poalele muntelui era o ușă. Ușa s-a deschis, un vânt a ieșit din munte și a atins-o pe Aurora, pe soția mea. Am văzut doar cum mi-a mișcat părul și vântul m-a lovit pe mine în față. Toată fața mi-a luat foc, mâinile la fel, iar pe barbă, pe partea de jos, am simțit două mâini că au surprins așa de falcă și mi-au tras de falcă în jos. În vis am început să vorbesc în linii străine. Speriat de puterea care mâinile la care erau fixate pe barba mea în vis, m-am trezit în pat, acolo cum eram, din visul acela, ca un coșmar să zic așa, dar eu vorbeam în limbi în continuare. De fapt, nu a fost un vis. Acolo în pat, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. E minunat Dumnezeu. Eu nu vă spun cum a fost lucrarea când mi s-a întâmplat. Ca un susul blând. Încurgeau lacrimile, vorbeam în limbi, soția era în stânga, m-am din pat, m-am dus vorbind de limbi în camera cealaltă, eram sub putere, vreo patru ore asta numai am încărcat vasul dimineața soția când o luat copilul să meargă la școală, m-au strigat, eu nu mai știu să vorbesc românește. Domnul a umplut vasul ăsta. Nu vă lăsați. Eu mă rog pentru toți care sunteți azi în adunare. Pe toți, Domnul să vă boteze cu Duhul Sfânt. Dacă nu vă așteptăm la unei doar, dacă acolo avem o echipă bună la lucrarea asta. Dumnezeu să lucreze și la dumneavoastră. Și am auzit că Dumnezeu a mișcat apele, fă, Doamne, zile de sărbătoare aici la izvor. Amin? am fost foarte bucuros. La 8 zile după lucrarea asta, niște tine din Unedoara, frastigani, de la biserica lui fratele Ovidiu m-au provocat și au spus, frate Puiu, nu vei să vii cu noi până la Ghelari? În satul Ghelari, la vremea aceea era o femeie pe nume Tina, singura pocăită din sat, dar și proroc. Și eu zis așa, hai să mergem la sora asta, poate îți va spune Domnul ceva legat de ochii tăi, pentru că e un vas deosebit. Zic, e vasul Domnului? Da, e vasul Domnului. Zic, dacă e vas original, chiar vreau să merg la ea. Dar zic, vreau să mă ajutați la un lucru. Uite dacă e proroc. la vremea aceea, oricine se uita la ochii mei, acum puțin nu mai pot controla ochiul drept, E, eram foarte atent cu privirea, nimeni nu-și dădea seama că sunt, eram nevăzător și zic, uite cum facem. era un tânăr mai înalt, mă sprijin cu mâna pe tine, las bățul de nevăzători acasă și ochelarii și dacă e vasul Domnului să mă descopere că am problema asta la ochi. Și ei toți trei zic, frate, facem cu un Zic: chiar e, suntem curioși ce se întâmplă. Hai să vedem dacă Domnul te descoperă. Și am intrat la femeia asta în casă, ne-am pus pe genunchi. Rețineți, eu până în ziua aceea mersesem cu mărturia mea în trei biserici, în banat. În toate cele trei biserici spuneam în mărturia mea de atunci că probabil din cauza alcoolului mi-am pierdut vederea. Și spuneam aviz amatorilor de lichidetari. Și spuneam în mărturia mea, probabil că din cauza băuturii. Însă, când am intrat la femeia asta în casă și ne-am pus pe genunchi, primul cuvânt s-o îndreptați pe mine. Bărbatule, să nu mai spui cu gura ta că băutura, alcoolul, o făcut lucrarea aceasta. La mine sus au ajuns lacrimile mamei tale. Datorită acelor lacrimi, iată, am pus peste ochii tăi o bandă neagră, dar așa cum ai lucrat pentru satan, de azi înainte vei lucra pentru mine și surori, prieteni dragi, Dumnezeu este dat amin. El când spune, împlinește. Păi El dacă o zis că de azi, păi El nu mai amână. Am simțit din toată venind puterea aceea, vorbirea în limbi și în seara aceea, pe loc, în casă la sora Tina, Domnul mi-a dat darul de prorocie. Pe loc, El m-a pus în slujbă. Că El își împlinește lucrările. Amin? Prima lucrare am avut-o la o soră pe nume Otilia Zagor, o cunoaște și fratele, o soră proroc de la Teliuc. Ea avea soțul bolnav cardiac operat de două ori și trebuia să-l opereze a treia oară. Și a venit să la proroc să întrebe pe Domnul ce să facă cu el, să mai meargă la operație sau să se încadă în Domnul. Și Domnul mi-a dat mie mesajul pentru, pentru, ea și a fost cuvânt așa. Bărbatul tău, mână de om, nu se va atinge de el, că noaptea aceasta eu ți-l vindec. El era paznic într-o hală cu legume acolo la călan, avea hala închisă pe dinăuntru, cu un drug de fier, și stând acolo într-o gheretă în hală, aude hala că se deschide, speriat, o mers repede, zice, n-are când asta, că el băga să un drum care numai pe dinăuntru se punea. Când s au dus, toată hala, așa, pe o rază de 3-4 metri, era o lumină puternică, din lumină a ieșit Domnul Iisus. Ăsta a lemit, pocăitul nostru, Domnul Iisus a pus degetul așa la buze o căzut jos, o prăbușit și tremura în fața Domnului. Domnul băga mâna în pieptul lui, o scos un jnur de vreo 30 de centimetri negru, o dat cu el de pământ și o leșinat asta. Când s-a trezit, durerea din piept nu mai era că Hristos îl vindecasă. Marți, pe miercuri noapte, au fost lucrul acesta, joi, fratele Zagor mărturisea în adunare cu un Hristos vindecat. Știți cât o mai trăit de atunci? 15 ani. O plecat anul trecut. E mare Dumnezeu face Domnul și în seara aceasta aici o scăldătoare. El m-a pus în lucrare. În seara aceea m-a pus și m-a făcut vas de lucru. E mare Domnul. Facă Domnul și aici la dumneavoastră vase de lucru. Și când spun așa, vorbește Domnul, Domnul să vorbească prin gurile lor și cuvântul acela să nu cadă la pământ. Amin? La două săptămâni după spitalizare, vreau să mă întorc puțin la noaptea aceea când mi-am pierdut vederea, Uh, cam pe la 3, să zic, 2-3 dimineața era. Tot timpul când mă trezeam, era cineva lângă patul meu. Închipuiți-vă etajul 5 eram la, în spital, ca să vedeți de ce. M-am trezit și am strigat și nu mi-a răspuns nimeni. Uh, în dreapta aveam ușa. Am auzit dintr-o dată, dinspre ușă, ca și cum ar fugi un cal. Copite, lovind așa podeaua. Și au început Zgomotul ăla de copite se înconjoare patul meu. Eu când am auzit, vă zic, eu cred că visez. Și m-am ciupit de mâna în care aveam perfuzia. m a durut și zic, bă, dar nu-i vis. Nu vă spun ce frică, ce groază m-a apucat când am auzit tropotul ăla de copite în jurul patului. Mi-am dat seama că mă confruntam cu ceva cu care eu nu mă întâlnise până atunci. Dintr-o dată am auzit ce țipete, ca de animale, și atunci pe fond negru am început să văd animale deasupra mea țipând. Dar ca și cum le-a creionat cineva pe un fond negru. Porc cu cap de femeie și cu șerpi în loc de păr. Un șarpe uriaș, insecte de tot felul, țipau și cădeau de la înălțime și mă izbeau. Eu, de fapt, de la gât în jos, am înțeprit cu totul, nu mai putea să mișc nimic decât capul puțin stânga-dreapta și dintr-o dată, pe gâtul meu s-a fixat o mână cu păr pe ea și a început să mă stângă de gât. Eu nu vă pot spune cât m am muncit diavolul în cele 3-4 ore, nu știu cât a fost acolo, ca să mă, mă, coboare în țărână. Când reușeam să zmulg o gură de aer, eram fericit că nu, încă nu mă oborâs, duhurile acelea. De fapt, tot ce vedeam eu acolo, tot ce era acolo lângă mine, era ce-a fost în mine, tot ce locuia în mine. Dar... De-aia Domnul ne-a binecuvântat cu oameni care știu să stea în spărtură. Acasă la mine, cineva pe genunchi plângea, se ruga. Mama mea când a văzut că mă ia salvarea și mă duce în felul acela, s-a pus pe rugăciuni au început să strige și o bătrână pe ea a învățat -o așa. Ileana, nu mai te ruga ca Domnul să-l mântuiască cu dragoste, să-l întoarcă cu frumosul. Spune-i lui Dumnezeu să facă ce vrea. Și mama mea noaptea au schimbat rugăciunea. Știți cum s-a rugat? fă ce vrei, dar nu-i la viață. fă ce vrei. Și el a făcut ce o vrut. De fapt, în zorii zilei, când eu mă luptam cu animalele acelea, pe obraz, pe partea dreaptă, am simțit o căldură. Mi-a atins umărul, căldura au plecat pe mâna dreaptă, până în talpa piciorului drept, pe jumătate de trup era căldura asta. Pe partea stângă, dreptul inimii, am simțit ca și cum m-a atins un curent, în inimă, direct, așa, m-a curentat de două ori, scurt. Imediat a plecat mâna de pe gâtul meu, o tăcut copitele acelea, au dispărut toate animalele acelea. În secundă mi s-a desfăcut trupul de la gât în jos, adică, nu mai, adică puteam să mișc mâinile și picioarele. O plecat Du și răul din stomac, și paralizia de pe trupul meu, am și pus mă pe perfuz mi-a scos-o, m-a ridicat în picioare Hristos s-a atins de trupul meu și mi-a luat tot răul din trupul meu pe loc El m-a eliberat e mare Dumnezeu lucrează cu putere când m-a ridicat din pas, stăteam cu mâinile pe pat și gâfăiam așa, trăgeam mai repede, nu mergea tot aerul ăla din salonul ăla în mintea mea ceva îmi spunea că ceva e lângă patul meu Știam asta, dar refuzam chestia asta cu Dumnezeu, zic, n-are cum să fie El. Tot aia se lupta, gândul meu se împotriva, așa, n-are cum să fie El, n-are cum să fie El. Numai așa spuneam eu, nu, nu, n-are cum să fie Iisus ăsta de care tot pomenește mai mea Nu, n-are cum să fie El. Eu vreau să vă spun că până atunci fumam două pachete de țigări pe zi. Nu vă pot spune cât beam. Îmi spunea unul, băi, tu și apa de la flori o bei. Rădeam tot ce era înaintea mea. Vin, beam o găleată de vin pe zi și nu mă îmbătam. Eram cum să spun eu, că dacă îmi venele, numai băutură cu cea din venele mele. Atâta de mult puteam să beau. În ultimul timp nu mă mai puteam opri. munceam foarte mult. Și nu m-am făcut de rușine niciodată pe linia aceasta. Adică încercam să ajung treaza acasă totdeauna, dar în casă deja eram prăbușit. N-am fost un om violent, dar băutura mă îngenunchea, mă îngenunchea în fiecare zi. Bă, bă, țigări, două pachete pe zi. Dar aveam o chestie cu care mă și lăudam. Adică la servici la mine aveam 400 de oameni pe schimb. Și niciunul din ei nu jura cum îmi juram eu. Știam toate jurăturile în țigănește, și pe la românește, și mai ales că sunt oltean, cum în ăștia nu jură nimeni, toți care mă auzeau, bă, pe ăsta nu mai spală nici Dunărea ce Cum vă explicați dumneavoastră când din ziua aceea, numai când simt miros de alcool și de țigare, mi se face rău? Nu, nu pot să suport mirosul ăsta, dar cum vă explicați că din ziua aceea eu n-am mai înjurat niciodată? Cum? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Unde sunt jurăturile acelea? este unul care îi liberează. Dacă te încrezi în puterea ta, vei pleca tot cu Duhul în tine. Dar dacă spui, Doamne, sunt cel mai slab la capitolul acesta, dar eu sunt aici în adunare ca Tu să mă eliberezi, eliberezi în seara aceasta. Crezi că El te poate eliberea? Legăm prin puterea Duhului Sfânt orice putere demonică. În numele Lui Iisus Hristos să pleci liber în seara aceasta. Ectomena ca de snai, El poate să te scape. Dar nu te bizui pe puterea ta. Bizu-te pe Domnul care astăzi bate cu putere la inima ta. Amin? Glorie lui că el lucrează. Dintr-un om de nimic, un om al minciunii, Domnul a schimbat toată viața mea. A trebuit să mă zdrobească, să-mi stoarcă tot din mine. Tot. Să mă pună de 16 ani în întuneric. Dar atât de bucuros că el a schimbat viața mea. Nu vei să o schimbești pe a ta? Asta pleci cu Hristos în inima ta. La două săptămâni după ce am ieșit din spital, medicii s-au dat de bătut și au spus, ne pare rău, atrofie, nerv optic, în totalitate, noi nu mai putem face nimic. Dumnezeu a trimis în casa mea un pocăit pe nume Tofan din Hunedoara, care mi-a vorbit despre Iisus Hristos, altfel de cum o făcea mama mea. Noi nu primim de la cei dragi de, mult, de multe ori, și primim de la străini. Ăsta, printre altele, mi-a zis așa, Domnul Puiu, vrei să știi că la noi, la pocăiți, la Pentecostal, mai ales, la rugăciune, mulți bolnavi s-au vindecat și chiar orbi și-au căpătat vederea. Când am auzit, auzit domnule, ai că vrei să spun că prin rugăciune poți să-ți capeți vederea? Ce da. Citește cartea aceasta și mi-a dat o Biblie audio. Și vei auzi ce-ți povestesc eu în cartea aceea? Și apoi să-ți vorbesc despre mărturii care sunt zilele noastre. Și cu omul am început primii pași. Am început să mă duc la rugăciunea, să caut cercuri de rugăciune. Dar în ziua când el mi-a vorbit despre Domnul Iisus, eu am așteptat să se schimbe, să se facă seară. Și cum a dormit soția mea, am și fugit într-o cameră și m-am pus pe genunchi. Eu nu știu cum am reușit performanța să stau peste două ore, aproape de câte trei ceasuri pe genunchi, nici nu știu ce am zis acolo, dar nu știu că am plâns în continuu și mi-am mărturisit păcatele și spuneam Domnului, zic, sunt atât de vinovat că nu știu de unde să încep. Dar tu le știi pe toate, tu știi că le-am făcut acestea, dar dacă vrei să le mai spun o dată, ți le spun. E, eram așa într-o stare de cercetare, parcă am așteptat foarte mult noaptea aceea ca să mă rog să vorbesc cu Dumnezeu și eram foarte convins că El m-a ascultat. Dar mă, mă ascundeam de soția mea că și ea era împotriva pocăiților ca și mine. Și, dar noapte de noapte, când ea Dumnezeu fugea la rugăciune, până într-o noapte, când mă rugam, reușeam în timpul la performanța de 4-5 ore pe noapte. Eu vă zi la toți pocăiții din adunare, încercat încercați rugăciunea miez de noapte. Eu de când o știu pe mama mea, la pocăință nu ratează nicio noapte. O oră, două, trei, au fost nopți când s-au rugat până în zorii zilei. S-a rugat toată noaptea, dar Dumnezeu a ascultat-o. Doi suntem mântuiți din frații noștri. Și la al treilea, deja Domnul bate la inima lui. Dumnezeu lucrează. Dar trebuie să te pui în spărtură, să-l chem pe Domnul. Știți că noaptea se deschidă canal de comunicare cu Dumnezeu? N-aveți idee în liniștea nopții, nopții ce se poate întâmpla, dar experimentați rugăciunea miez de noapte. Nu poți pune ceasul și stai un ceas pe genunchi, dar vorbește cu el și el va vorbi cu tine. Cu Daniel, Domnul a vorbit, a vorbit cu oamenii lui din Biblie, va vorbi și cu tine, dar lasă-l să se atingă. Tu curățește-te, că el nu se poate apropia de tine când ești murdar. Dar când te curățești, când te sfințești, Domnul vine să se apropie de tine. Slavă lui! În noaptea aceea am auzit mișcare în spatele meu. Eu am zis, nu? No. E aurora, m a prins la rugăciunea, mă să-i spun ce mi se întâmplă sau ce îmi place mie să fac noaptea pe aici. Când m-am întors, nu era ea, era prima vedenie care o aveam din partea Domnului. Un înger, 3 metri înălțime, eu când am văzut pe ăsta la mine în casă cu mâinile desfăcute așa, nu știu, un fel de aripi sau ce erau pe acolo, haină era asta, strălucea foarte tare, eu când l-am văzut, Atât de tare m-a speriat de el. Eu citisem tot mai în vremea aceea de îngerul care l-a întâlnit acolo, ăsta de Gedeon, și alții și alții și zic, mă, mă omoară ăsta cum a venit pe mine să mă părlească pentru toate păcatele mele. Și a zis, nu, no, eu, eu, când l-am văzut, m-a ridicat și în loc să intru pe ușa, am intrat în bibliotecă, m-a lovit la arcadă, am dărâmat toate bibelorul pe acolo, vezi soția, repede, ce faci pe aici? A, pe aici, mă prin și las că știu câte roci. Da, să-i spun eu, păi, uite că văzui un înger. Să-i spun la nevastă mea chestia asta. O țineam, eu nu știam cum să vorbesc cu ea despre treaba asta, dar am așteptat dimineața. Și m-a dus la mama mea. I-a spus, uite care-i treaba. Eu am luat o să fac pasul pe pocăință. Vreau să mă pocăiesc. Ea a început să plângă imediat. Zic, dar un lucru spun și te rog să nu te superi. Nu vin la penticostale. Eu mă duc la baptiști. Aveam un cartier o familie, Ciobanu se numea, ăștia dacă îi băteai nu postau niciodată. Chiar era o lumină. Pentru tot cartierul ăla. Toți știam, ui, pocăiții. Dar la mine, la Sevici, aveam doi pedicostali, beam eu, beau și ăștia. Înjuram eu, înjurau și ăștia. Mai trăgeau și câte o țigare și îi spuneam mamei mele, păi, de cât pocăiți ca voi, mai bine ca mine. Auzi cum și la satana. Eu cred că sunt mai bine ca ea. Măcar îi avea un botez. Real. De aceea eu mă adresez nu prietenilor azi pocăiților din biserica aceasta. Fiți lumină! Amin. Nu v-am auzit, a zis toți amin? amin. Fiți lumină! Amin. Ca să-i câștigați peșta din reșița ei să vadă în voi că sunteți lumină. Șoferul care a venit astăzi cu mine, asta a văzut când eu m-am pocăit. O lumină, o schimbare. Altcineva. Altcineva. Nu mai îi pui eu la minciunosul care era înainte. Azi e omul de încredere. În care poți să ai încredere. Că nu te minte. Mere cu Hristos. Că El, stăpânul, mi-a schimbat viața. Am lucrat la un stăpân, la întuneric. Dacă n-a schimbat stăpânul, toată viața mea s-a schimbat. E mare Dumnezeu. Lucrează. Și am spus mamei mele că mă duc la baptiști. Și mama mea îmi zice, bine, un lucru șer. Auzi, înainte de a se întâmpla toate acestea, te rog eu, hai la o evangelizare. Se deschide pe 16 iulie 2006, era anul, Biserica Golgota din doară. Hai la o evanghelizare, după aia du-te unde vrei tu și fă botezul. Zic, promit că vin, dar după aia să-mi dai pace. În ziua aceea m-a dus predica fata tipei. Când a început să predice, am plâns tot timpul cât o predicat. La un moment dat m-am întors pe mama mea și am zis, auzi, când ai avut timp să vorbești cu asta? i zis totul despre mine, așa-i? Mai mi-a zis, nu am vorbit niciodată cu omul ăsta. De unde știe toate chestiile acelea? Că el îmi povestește despre mine acum. Tu nu auzi și vorbește. Și Mike mi-a zis, nu am vorbit nimic cu el. <laughs> Mike mi-a realizat ce se întâmplă. Și zic, atunci clar că ai vorbit cu pahata, cu pastorul, și asta eu spun ăsta. Eu căutam un mijloc. Adică era ceva, rațiunea mea lucra în continuu. Zic, nu se poate. Ați vorbit ceva și m-ați. Și Mike mi-a zice, Puiu, ăsta e Duhul sfânt. Duhul sfânt care vorbește prin el. Zice că tine mai sunt peste 100 de oameni care plâng în adunare. De fapt, anul acela a fost anul în care 50 de oameni, toți din lume, s-au întors la Domnul. 50 de oameni s-au -au predat Domnului, toți din lume, niciunul din biserică. Și vreau să vă spun ceva. 49 încă pe cale. E mare domnul. Fratele Adam spunea când am fost acum în misiune, am urmărit oamenii aceia, zice Puiu, Dumnezeu i-a mișcat extraordinar. Și pe dumneavoastră, Domnul vă poate mișca în seara aceasta. Am mers acasă plâns, au că m-au văzut cu lacrimi, când curgeau, când am uitat pe ușă, zice, Domnul te pocăiește. n am putut decât să mișc degetul așa, că nu. Am așteptat a doua zi, iar m-am dus, a doua oară m-am dus. Mama, mama mea s-a bucurat foarte mult. Ea s-a predicat, iar am plâns, dar de data asta s-a făcut chemare. Am ridicat mâna sus și de atunci el este aici, mama mea. Nu pot spune nimic de ziua aia. Foarte special. Când am mers acasă, am pe ușă. I-am zis la Aurora, zic, faci ce vrei, dar eu eu nu mă întorc de aici. Zice, te-o prostit mai și pe tine. Zic, da, mă o mai mai și pe mine. Zice, bine, te duci singur pe calea asta, mă voi gândi și la divorț, știi că eu nu mă pocăiesc. Dar din ziua aceea am intrat în post pentru ea. Și a zis așa, Aurora m-a suportat pe mine 10 ani cu vicile mele, te rog, bate la inima ei. Eu nu vreau să mă duc în apa botezului un străin, vreau să intru împreună cu ea. Și am intrat în post. Înainte cu o zi să înceapă catecheza aceea de botez, am mers cu băiatul meu cel mare să o iau de la serviciu, când noi și de la serviciu plângea. Nu se putea opri din plâns. Și o întreb, de ce plângi? Te-ai cu colegele? Nu. Deci, nu înțeleg. De dimineață plâng. Opt ori am plâns în continuu. Și zice Ea, în ianuarie, când tu vei face botezul în apă, nu vei fi singur. Eu voi fi cu tine în apa aceea. Post și rugăciune. Din nou cu rezultate. Am ridicat mâinile, treceau oameni pentru că noi, nu păsa. Plângeam și eu și ea, am luat-o în brațe și am zis, împreună. Neamul ne vor părăsi, prietenii ne vor părăsi, dar cu Hristos o ajunge în slavă. Toți prietenii mei de pahar, unul nu mai sta lângă mine, niciun, niciodată, nu le-am mai, le mai văzut nici călcâiul. Nici că. La niciunul. La spital, când am stat în spital, unul nu m-a căutat. Aia zis prieteni. Știți că este o cântare. Prieten bun. Mare lucru să-l ai prieten pe Hristos. Scrie în Biblie, suflete, împrietenește de cu El. Doamne, atinge prietenii din adunare în seara aceasta. Amin? 7 ianuarie 2007, împreună cu soția, am făcut legământul în apă. O casă care era în prag de divorț, o casă plină de binecuvântări. Fratele, frații care sunt cu mine aici, martul la ce mi se întâmplă, că fratele Hada zice, tu ești un fenomen în biserica noastră, ca binecuvântare. Intră binecuvântare, mi și frică de ele, că de multe ori zis, Doamne, te rog, mai dule și la altul. Dar de ce? Pentru că când încep să împas cu Hristos, să dai tot ce al tău lui, el deschide cerurile, zăgațurile cerului, pentru cel ce se încrede în el. Că eu eram, zic, orice ce să mai fac eu? Că eu zideam, lucram zidar în construcții. Ce mai fac eu? Mi-a dat omul de lucru că nu pot să duc. Lucrați pentru Hristos. Ioan 9 este scris despre un om din naștere. În Ioan 9. Ucenicii au pus o întrebare Domnului Iisus. De ce este situația aceea? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Domnul Iisus a spus nici el, nici părinții lui. Și s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Lucrările minunate ale Dumnezeu. Eu vă pun o întrebare la toți care sunteți azi în biserică. Dacă print un orb poate lucra Domnul, prin voi care aveți ochi, poate lucra Domnul. Păi sunt oameni care mor. Îți morți pe drumuri, mergi morți. Că așa că când erați morți în păcatele și greșelile voastre. Morți. Îți morți acolo. Îți morți azi oamenii aici care nu știu că vără Hristos sunt morți pe dinăuntru. Spiritual vă vezi doar. Duhul Sfânt vă poate învia. Duhul Sfânt să intre în inimile voastre. Să nu vă dea pace nici în așternutul patului până nu veți face legământul acesta cu Hristos pentru o viață nouă. El transformă vieți. Mi-a schimbat-o și pe-a mea. Îți bucuros că copiii mei merg pe calea aceasta. Familia mea, astăzi am avut binecuvântare și mi am atins nepotul. Tare aș fi să-l văd. Nu m l-am atins așa puțin. L-am dat la soție și am zis, iau, nu pot să-l țin. Ai harul să vezi. Pune pres ca ai ochii întregi. Pune pres pe locul acesta. Azi, Domnul e în adunare. Simțiți că Domnul e în adunare? Aș fi vrut să merg pe niște mărturii care le-am din câmpul de misiune, dar cred că e suficient, pentru că asta e o seară de evanghelizare. Ne ridicăm în picioare.